Sada sam Klaus. După o lungă perioadă de stat în casă, am încercat să fac o ieșire. Chiar dacă zilele astea au fost foarte urât, după cum se vede ceasă, de câteva zile plouă într-una, dar totuși am vrut să vă arăt niște materiale. Dacă tot am fost la Timișoara, am intrat în magazinul Jumbo și vreau să arăt niște materiale care ar putea fi utile în camping, bușca, supraviețuire, pe care le-am găsit în acel moment. Și acolo am găsit o grămadă de lucruri care ar putea fi utile, cum am spus, într-o călătorie, într-o situație de supraviețuire, camping, chiar și materiale care se folosesc în bushcraft am găsit și vreau să vi le prezint. Am primit și o plasă de la ei în momentul în care am plecat de acolo, cu toate produsele. Ideea e că un magazin foarte interesant și am zis că doar intru să văd despre ce e vorba în el și de fapt am plecat cu o grămadă de lucruri pe care vreau să vi le prezint. Nu neapărat toate sunt de bushcraft sau supraviețuire sau camping. Dar mi s-au părut interesante și foarte utile, mai ales că prețul lor este undeva între 4 lei și 120 de lei, și 12 lei, cel mai scump lucru care l-am luat de la ei, care sunt aceste brichete de rumeguș, sunt 32 de bucăți, potrivite pentru aprins focul. Haideți să desfacem, nici nu le-am desfăcut până acum. Iată, cam așa arată. E ceva de genul ce facem noi, acele fire stick-uri, când cuțitul, dar acestea văd, cred că sunt și impregnate cu ceva material combustibil care se aprinde ușor și mai încolo să-i facem și o probă. Deci, cum am zis, 12 lei, 32 de bucăți din acestea. Ce mai avem aici? Tot ajutor de aprins focul. La fel, niște brichete de rumeguș de data aceasta cu parafină și spun ei că nu emană miros. Sunt curios să văd, la fel, foarte utile la aprins focul într-o situație cum suntem acum, cu multă umezeală și nu avem timp prea mult să stăm să despicăm un lemn, să ajungem la partea uscată sau să căutăm rășină sau alte coajă de mesteacă în casa prindem foc. Tot la acest capitol de a prins focul, aș vrea să vă prezint aceste brichete de rumeguș. De fapt, sunt niște lemn de pin. Uscat natural, acel fast food despre care tot vorbim. Iată că îl găsim de cumpărat gata
în magazinul Jumbo. Sunt destule bucăți în el. Mi-ar ajunge liniștită pungă în aceasta, 4 lei parcă am dat pe ea, nu vreau să mint. Oricum, până în 5 lei. Introdusă într-o pungă ermetică cu ziploc. Ne ajung foarte o perioadă destul de lungă pentru a prins focul. N-am să insist ce înseamnă acel fatwood, lemnul de pin. Mai am și un clip unde l-am prezentat prima oară cel cules de mine. Am și la mine în geantă niște bucăți pe care le-am cules eu ca să putem face o comparație mai încolo. Până atunci, haideți să continuăm. Am luat două astfel de pungi. Ce am mai găsit interesant acolo sunt aceste fitiluri de candelă. La fel, destul de utile în momentul în care avem un recipient cu puțină ulei și apă. Punem un fitil în acesta care plutește la marginea între apă și ulei și cu ajutorul unui dop de plută îl înfigem și avem o candelă care poate arde toată noaptea. O trusă de ace. Ace de siguranță. Tot la capitolul foc. Niște chibrite din fibre lemnoasă. O să le încercăm și pe astea mai încolo, să vedem cum ard și cât ard. Sunt 12 bucăți. La fel, în jur de 4-5 lei toate. În magazin sunt plin de cutiuțe din acestea, mai mari, mai mici. Eu mi-am luat două mici pentru a face un, hai să nu zicem chi de a prins focul, ci să răzviesc din start în el niște lemn de pin. Iar în momentul când am nevoie, doar să-l iau de acolo și să-i dau foc. Foarte interesant, mi s-au părut și aceste două recipiente de călătorie, unul cu pompiță, altul normal, cu capac, cred că se și deschide, da? Sau nu? Ba da? Iată. Unde putem pune în ele tot felul de lucruri de care avem nevoie. Sunt și seturi mai mari, de câte 5 sticluțe și de 3. Eu am ales acesta cu 2. Ăsta de pus ulei pentru gătit în el. Și ăsta eventual pentru ceva combustibil care să ne ajute să atâțăm focul mai tare. Sau ceva material pentru spălat vasele. Și încă ceva util. Iată, asta cred că a fost 29 de lei. O borsetă, mi s-a părut foarte interesantă, destul de solid făcută. După cum vedeți, partea din față se prinde cu scai și pe capac are un buzunar cu fermoar. În partea din față are un buzunar mare, iar pe el mulțime de fante
unde putem pune tot felul de lucruri în, utile în el. Partea, buzunarul cel mare, se închide la fel cu fermoar, iar înăuntru, după cum sper să vedeți, mai avem un buzunar care la fel se închide cu fermoar. N-am gătat încă un un buzunar, la fel pe partea din spate a gentuței, închis cu fermoar, unde să avem la îndemână lucruri necesare în prima urgență. Mi s-a părut foarte interesantă, frumoasă, foarte bună pentru purtat în fiecare zi, acel EDC, în care să punem, să ne încărcăm buzunarele cu ea și să punem tot felul de lucruri. Și în ultimul timp, o pernă pentru gât gonfabilă. Foarte utilă în timpul călătorilor cu autobuzul, cu trenul, pe care o putem folosi să ne ajute să ne facem treaba și viața mai ușoară. Eu zic că am mai fost o grămadă de lucruri pe acolo, am văzut și pelerine de ploaie și geci de ploaie undeva la 6 lei, 7 lei, 12 lei, 23, 25 de lei era o geacă mai interesantă, dar astea sunt lucrurile care le-am luat eu. Și care mi s-au părut utile și am vrut să vi le prezint și dumneavoastră. O să încercăm să facem o probă acum la toate astea, să vedem cât ard și cum se comportă toate aceste materiale. Rămâneți aproape, sper să revin cât mai repede cu cât mai multe clipuri. Până data viitoare, pace, iubire și Doamne ajută! Thank you.